numele meu este Mihaela Stanciu și așa cum în, provin din, m-am născut în 88, asta înseamnă că am avut o copilărie din anii 90, încă generația cu cheia la gât și așa cum atunci când eram mici ne doream, noi ne doream portocale și primeam mere pentru că nu aveam de să primim portocale sau voiam pufuleți cu ciocolată și primeam doar pufuleți sau voiam o ciocolată întreagă, dar trebuia să puțin în 3 pentru că eram 3. Așa și în seara aceasta mi-am dorit să fiu ultima și sunt prima. Și pentru că avem copii aici desculți, o să încerc să păstrez tonul. Și atunci să rog toate persoanele care sunt pe scenă să se descalțe. Și mă ajutați puțin? De fiecare dată când batem din palme, zicem ura! Da? Hai să încercăm. Ura! Așa, hai, dă drum, hai să vedem. Ce ni se pregătește. Astăzi vorbim de copilărie și pentru că vorbim de copilărie, vorbim de frumusețe, vorbim de natură și vorbim de culoare. Și vedeți, avem aici dovezi reale ale bucuriei, frumuseții, jocului, râsului, galbenului, adică soare, lumină, raze, bucurie și ne bucurăm de fiecare dată când mergem acolo unde ne place sau când ne bucurăm de apă și facem ura! Sau atunci, bineînțeles, șotronul, după cum bine ați putut surprinde și voi, cei care ați avut speech, șotronul și coloratul pe asfalt a fost și este în continuare o activitate care, slavă Domnului, continuă să trăiască. Și este deosebit de importanță pentru că ne ajută să ne exprimăm așa cum ne dorim noi și să ne exprimăm... aici avem... Baloane. Bura! Avem o bură și avem personalitate și avem copii care spun atunci când au ceva de spus ceea ce doresc, avem prietenie, avem un leuț, care cred că este și pe scenă și se numește Edi astăzi. Și bineînțeles, avem mâncare. Ce ne place cel mai mult de când suntem mici, mie încă îmi place tare mult să mâncăm, dar că bucuria de a ne murdări și de a trece de convenții și de tacâmuri și de modalitatea în care facem asta a trecut. Încă putem să devenim albaștri. Atunci când eram mici deveneam din cauza culorilor și aparelelor, astăzi devenim probabil din cauza jocului, problemelor, trezitului dimineață și așa mai departe. Dar din când în când putem să ne păstrăm frumusețea și povestea, pentru că viața este o poveste și ea a început din momentul în care ne-am născut și continuă în funcție de cum ne dorim noi, fie că facem... Ura! Fie că avem un alt sentiment. Fie că suntem afară, fie că suntem pe scena Five MS, fie că suntem în parc, vedeți un element comun al Five MS-ului, al acestei imagini cu noi, și anume suntem desculți. Asta înseamnă că ne bucurăm de atingerea pământului și de efectele benefice ale acesteia, încă din copilărie, când ne jucam până astăzi, cum întâlnim, să arătăm bine.